Like a Hellcat. Bă, jocul ăsta e la alt nivel. Deci jocul ăsta e ceva ce n-am mai văzut. Deci ignorați meniul. Meniul e ca orice alt meniu, nu orice alt joc. Trebuie să faci o zeară mică în zula, pui mei chestii smutoare. Bă, dar fiți atenți. Când dăm battle aici și așteptați să ne găsesc un meci. Bă. Deci la jocul ăsta trebuie să vă neapărat gameplay-ul, deci din numai. Stai să intre meci. Jocul e bazat pe o simulare TMD de luptă. Și așa se vede la început ca simulare. Gen, te spumonezi în verde și să te faci dextura între timp. Uite. Simulare cam de luptă, Battlefield. Dar bă. Și așa și clasă, aparent. N-am ajuns la câte bea început jocul, dar bă. Uite-te și tu un pic cât de bine se vede, cum se mișcă, cât de efectiv e foarte smooth jocul. Uite cum, mă, deci, uite cum se vede și cum se mișcă jocul, e genial. Deci, azi l-am descoperit și e genial. Deci uite numai că se vede scopul de cap. Ia, vreau pe cap pe PC, mă, e efectiv genial, e ca... Deci zici că au furat resurs codul de la The World of Mobile, așa se vede și se simte mă gândă. 5 prime. Na, de asemenea văd de asta cu multă armă. Că vreau să ne apărăzice. Jocul fi e genial, mă. Arată așa ca un fel de, nu știu... Deci că e o amestec între... la Rainbow Six și mai era un joc nou de la Hi-Rez, am uitat cum se cheamă. Deci, uite la cât de șmecherei. Păi și grafica cred că nu am la maxim, dar poate fi și mai bună, nu cât de știu. Jocul ăsta e mișto. Nu e cunoscut, dar e mișto. Cred că o să ajungă ceva mare în viitor, pentru că îl văd care potențial. Deci, ca să te zici, nici când am luat la setări sau ceva de genul deloc. În jocul ăsta, pur și simplu, e alt, e next level. Jos. Mă, sniper, pe ce vei să faci cu ei. Jocul ăsta e prea OP. Mapa dă așa un ești de Counter-Strike, uite sigur. Că am dat lor de sniper la film. Bro. Da, tata cu sniper acum văd. Trebuie să-mi iau altceva atunci. Da, bă, am pe ce mântura, dar dacă ați văzut cum este la... Așa e și slide-ni. Uite că e și first person. Deci jocul ăsta e la nivel față. E super mișto. Și caracterele și tot, că e incredibil. Nu cred că poți să-i lua și ceva, oh my god. Adică uitați-mă cum face scopul când tragi. E... Cum mă joc cu robotul mobile deja, eu deja sunt viitor, ești nebun. Am luat pe ăla, nu-i numai. Uite să-mi face. A, da, și încărcările se realistice și durează. Jos. Aaaa, sunt pe mândrăs.
Așa. Attention. We are in the final stage. Mă spart. De jocul ăsta e ceva uluitor. O să ai început niște meciuri de... Că ar trebui să faci ce, că nu știu cum se cheamă exact. Mere super pe jocul. Asta că poate să fie rapid aparent. Pe care are puterea lui și face ceva mai cred, nici am văzut ce face la final. Și am pierdut mișto. Deci cam atât, văd unde să vedea jocul. Momentan a fost cu sniper-ul, da. Bă. Uite, calibration battles, de asta ziceam. Cred că după asta o să... O să seteze după cât de bune ești tu, depinzând de meciurile câștigate și pierdute. La jocul ăsta Battle Prime, băi, e prea șmecher. Da, cam asta a fost. Așa, am început să fac live-uri pe Twitch, am putut live pe Twitch acum câteva ore. Dacă vreți să-l vedeți în reluare, l-am lăsat pe canal. Live-urile le-am găsit, că și așa nu fac nimic pe Twitch-ul ăla. Primul meu video pe canal de Twitch. Și ne vedem data viitoare cu un alt episod sau un alt joc sau ce mai fi. Vă salut, ceau!